Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, pe scurt, vreau să vă prezint un aspect foarte important în tăierea pomilor fructiferi, în special la sămânțoase, la specie amar. O să vă arăt ramurile pe care nu le scurtăm sub nicio formă din coronament, ba din contră, pe unele dintre ele chiar nu avem voie nici să le tăiem, nici să le suprimăm, nici să le scurtăm, nici să le îndepărtăm, să nu le facem nimica. Pentru că este foarte important pentru pom să dețină aceste ramuri, acest lăstar, pentru a putea întreține un proces de fructificare optim. Luăm camera, detaliem și vedem despre ce este vorba. Ei bine, și acești lăstari nu sunt nimic altceva decât creșteri anuale. Dar le putem diferenția în coronament după felul, natura și scopul lor în coronament. Și avem creșteri anuale, lăstari de tip viguros, care sunt lăstarii lacomi în partea de sus, creșteri verticale, viguroase, nu vom discuta despre ei azi. În schimb, vom discuta despre lăstarii mai puțin viguroși, creșteri tot anuale, la fel ca lăstarii de tip lacom, dar vorbim despre niște lăstari, niște creșteri anuale care au un rol bine definit în fructificarea pomului. Iar aceștia trebuie să știm unde se întâlnesc, cum arată, dar mai ales ce facem cu ei. Pentru că acești lăstari, aceste creșteri anuale mai puțin viguroase, sunt reprezentate de ramuri de rod. Care acestea sunt de două feluri. Ramuri de rod în devenire, adică ele nu vor fructifica în anul în care noi facem tăierile, ci anul viitor, și ramuri de rod propriu-zise. Și anume ramurile care vor fructificare, care prezintă muguri floriferi, muguri de rod, încă din anul în care facem aceste tăieri, ramuri care vor fructifica în anul în care noi ne ocupăm de curățarea acestui pom, indiferent de natura tăierilor pe care le facem. Fie că vorbim despre tăieri de rodire, fie că vorbim de tăieri de formare, de fructificare și așa mai departe, aceste ramuri de rod propriu-zise vor fructifica chiar în anul tăierii. Și vreau să începem acest material cu ăsta micul de aici, de fapt micuții ăștia, care nu sunt nimic altceva decât niște ramuri de rod în devenire. Adică ei nu fructifică anul acesta, dar vor fructifica anul viitor. În general sunt de vigoare mică, au între 1 și 5 cm, uneori chiar 6 cm, și cresc aproape perpendicular pe ramurile de semischelet. Da? Deci acești lăstari, teoretic se pot cataloga ca niște lăstari, sunt ramuri de rod în devenire și nu se scurtează, nu se suprimă, adică nu intervenim sub nicio formă la ei. Cel de-al doilea lăstar pe care nu trebuie să-l tăiem niciodată este reprezentat de țăpușă. Țăpușa seamănă oarecum cu pintenul, vedeți un pinten aici, decât că diferența dintre aceștia doi este că pintenul este o ramură de rod în devenire, adică va fructifica anul viitor, iar țăpușa deja este prevăzută cu mugure de rod în vârful ei și va rodi chiar în anul în care noi executăm tăierea asupra pomului. Foarte important, țăpușa, la fel ca în cazul pintenului, nu va fi tăiată, nu va fi suprimată, nu îi se va face nicio intervenție, va fi lăsată pur și simplu acolo pentru că ea va fructifica anul acesta și este foarte important ca pomul să aibă aceste țăpușe. Aș putea spune că țăpușa este cel mai întâlnit element structural de rod și cel mai important atât la măr cât și la păr. Totodată în coronamentul pomilor mai putem întâlni această situație. Vedeți? Exact cum este aceasta. Ei, trebuie să știți că această zonă reprezintă o bursă de rod. Această bursă, în general, apare în vârful unei țăpușe, în anul 2, după ce aceasta fructifică. Iar acest element îngroșat aici este nimic altceva decât un depozit de substanțe nutritive. Iar ele, mai târziu grupate, vor da naștere unor vetre de rod. Deci aceasta este o bursă de rod. Iar unde întâlniți acest element structural în pom, nu vă atingeți de lăstarul care o poartă sub nicio formă, pentru că următoarea fructificare va avea loc chiar în această zonă. Iar și acesta este un lăstar sau o ramură de care nu trebuie să ne atingem în pomii fructiferi. Un alt lăstar, la fel de important, de care nu trebuie să vă atingeți, este reprezentat de nuielușă. Nuielușa pare în general cam, să zicem așa, în medie cam 20 de centimetri lungime. 25, 35, 40 de centimetri lungime. Ceea ce o reprezintă pe ea este că pe structura ei vom găsi niște muguri vegetativi,
care sunt mai reduși, iar în partea terminală vom găsi un mugure florifer. Vom găsi rod. De asemenea, această ramură, acest lăstar nu se scurtează, nu se suprimă sub nicio formă în coronamentul pomurilor. În schimb, ea va fi lăsată pentru fructificare. Și nu în ultimul rând, doresc să vă prezint o altă ramură de rod pe care o întâlnim în coronamentul pomului și aceasta se numește zmicea. Zmicelele în general cresc până pe la 50-60 de centimetri. În general sunt de o vigoare mai mică decât lăstarii de tip lacom și prezintă în vârful ei un mugure vegetativ, dar un mugure care oarecum vă păcălește. Ați putea spune că este un mugure de rod, pentru că el este foarte bine dezvoltat, dar de fapt de drept, ea nu este un mugure de rod, este un mugure vegetativ, urmând ca anul viitor să dezvolte muguri de rod. Ei bine, nici aceste zmicele nu se îndepărtează din pom decât în anumite condiții. Dacă sunt prea multe pe o ramură de schelet, atunci le mai putem rări. Dar rărirea se va face prin tăiere la inel. În rest, nu ne atingem de ele sub nicio formă. Și mai devreme vă spusesem ceva despre bursele de rod. Aceste zone, acest lăstar cu aceste îngroșări, părți îngroșate, aceste depozite de substanțe nutritive. Ei bine, în momentul în care întâlniți în coronament mai multe burse de rod pe un lăstar și cu aceste creștere anuale în ele, nici pe acestea nu le tăiați, nu le suprimați, nu le faceți nimic. Pentru că, teoretic, întreaga zonă se numește o vatră de rod. Adică o vatră de rod este compusă dintr-o multitudine de burse de rod. Bursă de rod, bursă de rod, bursă de rod, bursă de rod. Exact cum vedeți aici. Și nu ne atingem de ele sub nicio formă. Ai tăcut? Liniște, nu-i voie. Căței mei, am câinii, câteodată mai facem zgomote de fond, dar cred că asta nu este o problemă. Dragilor, acestea sunt elemente structurale ale pomului de care nu ne atingem, în special aceste ramuri de rod în devenire și aceste ramuri de rod propriu zise, pentru că pomul dumneavoastră pentru a fructifica are nevoie de acești lăstari, iar dumneavoastră nu vă atingeți de ei sub nicio formă. În momentul în care faceți scurtări de orice fel, suprimări sau orice altă acțiune a acestor lăstari, pomul dumneavoastră va fi privat de rod. Mai ales că pomul și sămânțoasele în general fructifică în părțile terminale. Sunt foarte mulți tăietori de pom care vin pur și simplu, ia foarfeca și începe să scurteze. O să fac și eu o chestie de genul ăsta, deși nu este corect. Deci a scurtat. În momentul în care tu scurtezi acești lăstari, tu nu mai ai rod în pomul tău. Și acest lucru nu este indicat. Scurtăm doar ramurile în prelungire. De exemplu, avem o zmicea în prelungirea unei șarpante, unei subșarpante, unei elemente de schelet, unde avem garnisit cu muguri de rod în devenire, cu pinteri, cu ramuri de rod propriu zise, cu zmicele, și avem o nuielușă, o zmicea care vine în prelungirea acestei ramuri, atunci putem să facem o scurtare, dar doar în momentul în care noi dorim să prelungim o ramură de semischelet unde avem niște vetre de rod. Este singura condiție în care avem voie să scurtăm. În rest, nu ne atingem de ei și pomul nostru o să fructifice. Mare atenție! Nu scurtăm părțile terminale ale acestor lăstari mai puțin viguroși decât aceia care îi găsim în partea de sus, acei lăstari de tip lacom, care aceia nu fac nimic altceva decât să consume seva pomului, iar dumneavoastră va trebui să îi îndepărtați total, îi suprimați, îi eliminați la inel, cât mai aproape de unghiul de inserție cu ramura pomului, pentru că acolo există niște muguri latenți și dacă nu tăiați la inel și cum trebuie să îi îndepărtați și acei muguri latenți, atunci pomul va dezvolta niște creșteri mai puternice și nu a rezolvat nimic. Deci nu ne atingem decât de lăstarii de tip lacom care cresc vertical în partea de sus a coronamentului sau uneori în coronament. Sper că ne-am înțeles, aceștia sunt lăstarii de care nu ne luăm și ce să mai, puneți mâna pe foarfecă, pe fierăstrău și haideți la treabă că a început sezonul. Până la următorul videoclip eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine. V-am pupat!